Pompierii militari ai gărzii de intervenție Lupeni și ai detașamentului de pompieri Petroșani au intervenit joi seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit în camera tehnică a liftului unui bloc cu 8 etaje din municipiul Lupeni. Datorită intervenției rapide a pompierilor, incendiul a fost localizat în scurt timp. Salvatorii din Petroșani și din Lupeni au luat toate măsurile necesare astfel încât fumul produs de incendiu să fie evacuat prin podul blocului, eliminând astfel posibilitatea ca etajele inferioare să fie inundate cu degajările de fum. De asemenea, în urma intervenției prompte a celor 16 pompieri participanți la misiune, incendiul nu s-a extins și la acoperiș. Locatarii de la etajele 7 și 8, 10 persoane s-au autoevacuat neavând nevoie de îngrijiri medicale. Pentru localizarea și lichidarea incendiului, la locul evenimentului, intervenția s-a efectuat cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă, un echipaj cu o ambulanță SMURD și cu o autospecială de intervenție la înălțime, o autoscară. Cauza probabilă a incendiului a fost un scurt circuit produs la o instalație de încălzire, un boiler amplasat în camera ascensorului.